Iubiți credincioși, cuvine-se ca să aducem mulțumire prea bunului Dumnezeu pentru această frumoasă zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o, de fapt pentru zilele acestea deosebite și cea din ajun 14 august, când am scos spre înschinare moaștere Sfântului Iacob Putneanul, cel de-al doilea mare ctitor al mănăstirii noastre, și ale sfinților cuvioși Sila, Paisie, Nathan, Arsenie și celelalte care le avem puse spre închinare, ale Sfântului Nectarie și ale sfinților treierari Vasile cel Mare, Grigori, Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, părticele care se păstrează aici în mănăstirea noastră, date tot de un ctitor al acestei mănăstiri, care s-a înscris acum în rândul ctitorilor celor noi, cum îi numim noi, Părintele Arhimandrit Policarp Mațaruglu, din Grecia. Și a rânduit prea bunul Dumnezeu și slujba privegherii, deosebit de frumoasă, cu prohodul Maicii Domnului, la care am asistat și incinta era plină de lumânări, lumânări fizice, dar și lumânări duhovnicești, pentru că fiecare dintre dumneavoastră care ați participat, v-ați transformat într-o lumină, într-o lumină lăuntrică, pentru că ați luat lumină de la Născătoarea de Dumnezeu, care prin smerenie ni s-a făcut nouă tuturor lumină. Și am avut apoi ziua de praznic, cea de ieri, praznicul adormirii Maicii Domnului, când frumos, iarăși împreună am petrecut, împreună cu un alt preasfințitul arhiepiscop Calinic, cu preasfințitul Damaschin Dorneanul și cu preasfințitul Atanasie de Bogdania, care au venit și au slujit la Sfânta Liturghie și incinta a fost plină. Și nu numai incinta, ci și pe aici împrejurim tot credincioșii au fost care au căutat cu genunchii să sfințească locul acesta, iar cu mintea să sfredelească înălțimile cerului, să se facă fiecare un apostol de la margini care s-a grăbit să vină aici, către acest chivot sfânt și sfințit, ce se numește Putna, ca să o cinstim pe Născătoare de Dumnezeu. Și am auzit și cuvânt de învățătură din partea preasfințitului Atanasie de Bogdania și a celor părinți care au fost aici prezenți. Și iată-ne astăzi de acum la pomenirea ctitorilor. Și țin să mulțumesc în mod deosebit celor trei vrădici, celor trei ierarhi, care au dorit și au rămas alături de noi la pomenirea ctitorilor. Pomenirea ctitorilor e un act deosebit de important în viața unei mănăstiri. Pentru noi, putrenii și toți cei care suntem aici, dintre ctitorii mănăstirii, doi sunt așezați în rândurile sfinților. E vorba de Măria sa Ștefan, cel mare domnul Moldovei, care și-a deschis inima. L-ați cunoscut pe Ioan Alexandru. Cei care ne l-au cunoscut, luați-i opera și o citiți. Și spun în mod deosebit tinerilor, studenților, elevilor, aplecați-vă asupra poeziei și asupra prozei noastre, ctitorite de acești bărbați vrednici ai neamului nostru. Ioan Alexandru are un volum intitulat Imnele Putnei, iar acolo a republicat un testament, un testament pus pe seama Măriei sale și a avut acest gând când a scris testamentul, să intri în inima unui popor care e cea mai strâmtă poartă dintre toate, de nu ești jertfă în lacrimile lor, nu-i cumpătrund de eternitate. De aici au învățat din aceste versuri ale lui Ioan Alexandru, avem de învățat toți, și mari, și mici, și conducători, și cap de familie, și dascăli, profesori și primari, indiferent toți unde am fost chemați de prea bunul Dumnezeu și toți care ne-am așezat oarecum în lucrarea Lui.
căci mare lucru este să te simți așezat în lucrarea lui Dumnezeu. Deci avem toți de învățat din acest cuvânt, căci inima unui popor e strâmtă, dar dacă ești jertfă în lacrimile lor, adică în durerea lor, știi să te pleci. Ai auzit că unul are un necaz, fii alături de el. Ai auzit că cineva are nevoie de un bănuț și ai de unde, mergi și îl sprijină. Dacă nu ai acestea, atunci dă un cuvânt. Dă un cuvânt de folos, dă un cuvânt ziditor și tot te-ai făcut ctitor al acelui suflet. Și mare lucru este ca să ctitorim în mod deosebit suflete. Și a ctitori un suflet nu este altceva decât a-l aduce pe acela în fața, a-l așeza în fața și a-l pune pentru totdeauna în fața lui Dumnezeu. Alături de acești doi mari ctitori pe care i-am amintit, Ștefan și Iacob Putneanul, unii sunt cunoscuți, unii de alți ctitori ai mănăstirii, unii sunt cunoscuți, alții mai puțin, pe care zbuciumul vremii sau smerenia lor i-a lăsat neînscriși în pomelnicul ctitorilor. Dar ei sunt scriși în cartea vieții. Am să vă spui un amănunt. Când Dumnezeu prea bunul a hărăzit ca să vină aici prin binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop Imen ca stareț al acestei mănăstiri, eram al 80-lea stareț. Acum cred că sunt al 86-lea. Vei spune, dar de unde a mai apărut 6? Au fost găsiți în documente și care nu erau trecuți în pomelnicul mănăstirii. Spun lucrul acesta că dacă cu un stareț s-a putut întâmpla așa, dar al minte cu cei care vin, care ctitoresc, care lasă ceva și pleacă mai departe. Ce au gândit acești ctitori când au venit alături de obștea aceasta a mănăstirii din vremea lor și prin aceasta de întreaga istorie a mănăstirii, de la Sfântul Ștefan aflăm răspunsul. Nu avem un alt cuvânt mai frumos ca cel pe care vi l-am amintit mai înainte. A fost o ascultare de Dumnezeu, o râvnă pentru casa lui Dumnezeu, o dorință de a sluji pe Dumnezeu și pe oameni prin intermediul unei mănăstiri. Sfântul Ștefan îi numea pe călugări rugătorii mei și lucrul acesta l-a moștenit de la împărații bizantini. Justinian, marele împărat bizantin, și el îi numea pe călugări rugătorii și ostenitorii lui. Sfântul Ștefan a înțeles rostul călugărilor într-o țară și de aceea ctitorii mănăstiri. A ajutat cele câteva mănăstiri care erau deja atunci existente în Moldova. A înțeles rostul călugărilor pentru întreaga lume și de aceea a ajutat foarte mult mănăstirile din Muntele Athos. Mai bine de jumătate din mănăstirile din Sfântul Munte Athos îl pomenesc pe Ștefan ca ctitor al mănăstirilor. Călugării sunt jertfa unei biserici, a unui neam, a lumii întregi. Mi-a plăcut un cuvânt pe care mi l-a zis Vladica Justinian când am pășit, când m-am hotărât pentru a merge pe calea aceasta a vieții monahale. Călugărul e darul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl face omenirii, societății, bisericii, dar și darul pe care de acum omenirea, societatea, biserica îl face lui Dumnezeu. De aceea am zis că aceștia sunt jertfa unei biserici, a unei neam, a lumii întregi către Dumnezeu. Având în vedere acest rost duhovnicesc, Părintele Patriar Daniel spunea că nu este posibil să existe o eparhie undeva unde să nu fie călugări. Iată-l avem în mijlocul nostru, pe înalt preasfințitul Gheorghe din Slovacia. Are puțin călugări, dar se silește, îmi spunea aseară,
că a trimis la o mănăstire din Grecia pentru a se forma vreo 5 părinți. Și m-am bucurat când am auzit că sunt 5, a zis, e foarte bine. De ce? Pentru că prin anii pe care Dumnezeu mi-a dat ca stareț al acestei mănăstiri, am cunoscut că o obște, ca să poată supraviețui, rețineți, ca să poată supraviețui, trebuie să fie minimorum 5 vețuitori. Pentru că altfel este greu ca să poți să duci viața și să ții viața liturgică și duhovnicească într-o mănăstire. De aceea ne-am îndreptat și ne vom îndrepta cu gândul către Înalt Preasfinția sa și vom căuta ca să-L sprijinim și noi pe cât ne va fi într-o putere. Pelerinii la mănăstiri înțeleg sau se simt atrași de rostul mănăstirilor, de a fi locul jertfei călugărilor și locul primirii darului lui Dumnezeu. Da, un pelerin și dumneavoastră ctitori, vă văd aici mulți din cei care ați ctitorit, care ați jertfit, din cele ale dumneavoastră și ne-ați sprijinit pe noi. Am pomenit, ați auzit acolo pe lângă ctitorii vechi și pe lângă stareții acestei mănăstiri, cei 86, 85, că pe mine m-au lăsat, n-au vrut să mă pomenească încă. Așa, pe lângă acești, deci ctitori vechi, am pomenit și ctitorii noi. Ce înseamnă aceasta? Sunt cei care au venit alături de noi, care i-am cunoscut o parte alături de preasfințitul Gerasim sau de, în mod deosebit, alături de Părintele Stareț Iachind, pe care îl vom serba în 10 septembrie, marți 10 septembrie, și vă fac poftire de pe acum, ca să fiți în mijlocul nostru, nădăjduim să avem slujba arhierească în ziua de 10 septembrie, când se vor împlini 100 de ani de la nașterea sa. Deci îi pomenim pe tu, noi pe aceștia îi considerăm ctitori noi, cât și pe cei care au venit de acum alături de noi la împodobirea Bisericii Mari, cu pictură în tehnica a fresco, pictată de frații Mihail și Gavril Moroșan, pe care i-am pomenit și îi pomenim în rândul ctitorilor. Alături de Înalt Preasfințitul Arhiepiscopim, în care a binecuvântat lucrările și începutul acestei refaceri a picturii mănăstirii. Apoi, când mai târziu, când se apropia sorocul 550 de ani de la fondarea mănăstirii, cu aceeași binecuvântare în Înalt Preasfințitul Arhiepiscopim, am proces la refacerea clopotelor mănăstirii. Sunt aproape 12 tone, toate adunate la un loc, de clopote noi. Cel mai mare are 5.300 de kilograme, așa pe care, pentru că Putna nu avea un set de clopote noi. De unde a plecat gândul acesta? De la un gest și gând ctitoricesc al Înalt Preasfințitului Pimen. Mi-a zis prin anii 2010, cred că poate mai devreme, să știi că dacă va ajuta prea bunul Dumnezeu și vom reuși să luăm fondul bisericesc, ceea ce este al nostru, să se întoarcă acasă, vom face un set de clopote noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, fondul n-a venit. Nu s-au întors acasă în proprietatea bisericii, în sânul bisericii, ceea ce a fost luat prin acel decret nepublicat și care a rămas nul de fapt din 1948, decretul 172. Și dar când s-a apropiat, când a venit sorocul, ați venit mulți dintre dumneavoastră și v-ați așezat alături de noi și am ctitorit aceste clopote care au fost destul de valoroase, turnate undeva tocmai pe la Iaroslav, Tutaiev, la vreo 400 de kilometri nord-est spre Arhanghelsk, în Rusia. Deci acestea sunt câteva gesturi ctitoricești pe care le-ați făcut și ați înțeles că trebuie să fiți alături de noi.
Cine sunteți dumneavoastră și cine au fost acești ctitori? Mâinii jertfitoare care i-au ajutat pe călugări și care ne-au ajutat pe noi să își aducă jertfa de sine lui Dumnezeu. Mâini ocrotitoare din partea lui Dumnezeu care duc o parte din greutatea lucrurilor materiale ale mănăstirii. Mai amintesc un document al Măriei sale din 1503, 2 februarie. Zici că am jertfit dintre ale noastre, am dat dintre ale noastre acestei mănăstiri. Deci n-a luat din vistieria țării Ștefan, ci din cele ce avea ale lui și a dat acestei mănăstiri ca să fie pomenit el și sfânt strămoșii săi. Mergeți la Bogdana, restaurată, și vedeți acolo lespezile funerare puse în semn de recunoștință de către Ștefan față de sfânt strămoșii săi. Un gest de ctitorire. În muzeul mănăstirii se află o copie a tabloului de la 1760. E un tablou pictat de la porunca lui Iacob Putneanul, cel de-al doilea mare ctitor, a Sfântului Iacob Putneanul. Sfântul Iacob iese în tablou, se vede cum iese din incinta mănăstirii, înconjurat de stare și de ceilalți călugări, și în fața mănăstirii se întâlnește cu Ștefan și familia lui, care vin din cortul ctitorilor, din împărăția lui Dumnezeu. Adică, în istoria văzută, dar și în istoria domnicească a unei mănăstiri, ctitorii au un loc aparte, alcătuiesc un cin al ctitorilor. Ei bine, pe acest cin al ctitorilor i-am serbat astăzi și Sfântul Iacob Putneanul a lăsat și el un testament deosebit de frumos pentru viețuitorii mănăstirii. I-am pomenit, așa cum ați auzit, și pe cei vechi și pe cei noi. Veșnică să le fie pomenirea și primească Domnul darul tuturor acelor mâini jertfitoare care dau dintre ale lor pentru bunul mers al acestei mănăstiri. Și Dumnezeu nu caută la valoarea obiectului în sine, ci Dumnezeu caută la inima cu care îl dai. Avem în Evanghelie un exemplu foarte frumos, când Iisus era în templu cu ucenicii și priveau cum veneau și puneau acolo bănuți în cutia de la templu. Și mulți aruncau pungi cu galbene acolo, dar o femeie aruncă 2 bănuți. Și Iisus a apreciat-o, că a dat din întreaga inimă, din inima ei. A spus lucrul acesta ca să vă încurajeze și pe cei care ați luat o lumânare, ați aprins o lumânare sau ați lăsat un pomelnic sau ați cumpărat o carte sau o vedere, o carte poștală și ceva de acolo a rămas pentru mănăstirea aceasta, pentru bunul mers. E o ctitorire și te înscrii, vrei, nu vrei, în rândul acestor ctitori. Nu mai spun de viețuitorii mănăstirii, cărora le mulțumesc, cei care sunt în jurul meu și care au fost în jurul meu dintr-un început și până acum. Le mulțumesc că au jertfit dintre ale lor și și-au dăruit. Și fiecare a căutat și caută până în momentul de față să-și pună în aplicare talentul primit de la Dumnezeu. Nu numai forța fizică, ci și îndeletnicirea, cum spune Sfântul Pahomie cel Mare. Își pun în aplicare îndeletnicirea, talentul, darul primit de la Dumnezeu. Și atunci și ei devin frumoși, dar și lucrul lor se înveșnicește. Mare lucru este în viață ca să știi să-ți înveșnicești fapta ta pe care o faci. Să ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem și să împlinim. Amin. Dar nu aș vrea să ne despărțim până ce aș vrea să mânez un mic dar în al preasfințitului Gheorghe. Ieri am mânat celorlalți vlădici care au fost prezenți o cruce
sculptată de viețuitorii mănăstirii, un ștergar de Bucovina țesut de dumneavoastră, ca ai mei călugări nu știu să țese, așa, și aici o icoană, un engolpion cu Maica Domnului și cu urarea de să-i dea Dumnezeu sănătate, putere și să ne cheme și pe noi la următoarea înființare de mănăstire în Cehia. Cu pace și bucurie și să ne trăiți într-un mulți ani! It will be a great joy. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Nostru, Doamne, păzește, Doamne, păzește, într-o mulți ori, mulțumindu-vă încă o dată pentru răbdare și statornicie, în rugă și în cumințenie, rugăm pe Mântuitorul Hristos să dea sănătate multă celor trei vlădici care au slujit alături de noi, dumneavoastră tuturor, și să nu vă depărtați de casa aceasta pe care Eminescu a numit-o Ierusalim al neamului românesc, iar mormântul ctitorului l-a numit Altar al Conștiinței Naționale. Până ce să nu primiți acolo așa un corăcel sau o bulcă de pâine, o felie de pâine sau un pahar cu vin. Că așa cum am spus și ieri, dacă nu ajunge, schimbăm iconomul, schimbăm chelarul și punem pe alții dacă nu sunt vrednici. Pace și bucurie și Înger Păzitor la toată lumea. Amin!